ciun cupte plete, dar a sosit de prin ameți. N-am mai repetat-o de anul trecut. Nu am mai cântat această melodie de anul trecut. Încă nu ne-am pregătit cu colindele. Tu ai fost cu minte, vine moșul la Alma? Da, de mai multe ori. Ce-ți dorești tu de Moș Crăciun? Pantof cu toc curcubeu și rochie curcubeu. Mami! Da! Pantof cu toc curcubeu și rochie curcubeu. Am încurcat, eu nu știu. Și roșu curcubeu. Așa, și eu suntem într-o perioadă de cochetărie. Acum aflu mai multe. Odată ce începe feria sărbătorilor de iarnă, gândul Amaliei zboară la copilăria ei. Spune-mi, te vii așa mai sensibilă odată cu luna cadourilor? Da, eu nu-i mai am nici pe tata, nici pe mama, ceea ce e foarte greu și atunci mă agăț foarte mult de amintirile din copilărie în preajma Crăciunului. La noi, în familie, sărbătorile toate și Crăciunul în mod special erau foarte importante, adică noi n-am fost o familie care să fim vreodată împrăștiați care încotro și sunt 4 ani deja de când Crăciunul a prins, Crăciunul meu a prins din nou bucurie. Alma nu a reușit să-și cunoască bunicii. Pe bunic l-a prins, dar prea puțin ca să-și mai aduc aminte. Era foarte mică. Dar am avut un Crăciun împreună și cu tatăl meu și avem în fotografii și în video. Și pe de o parte eu mi-am pierdut familia mea de dinainte, dar mă bucur de familia pe care o am acum. Crăciunul acesta cu siguranță o să fie diferit. Da. Față de toate celelalte. Așa este. Nu mi-aș fi imaginat niciodată cu fratele meu, mai ales după ce noi ne-am pierdut părinții, oriunde am fost fiecare dintre noi, făceam tot posibilul să fim împreună de Crăciun. În schimb, acesta îl vom face prin ochii Almei, cu bucuria ei. Moșul va fi invizibil, vom fi în formulă de 3, eu, Alma, tatăl și spiridușii și moșul pe undeva pe acolo vor ajuta și ei să pregătim Crăciunul acesta. Știi ce o întrebam pe mami? Dacă îți mai dorești o frățioară? Da. În continuare vrem o frățioară? Da. Și o să mă împart, că știi că va trebui să dorm și cu bebelușa și... Da? Ce îți dorești de Crăciun? Sunt în punctul ăla în care pare că pentru mine îmi doresc din ce în ce mai puține. Am ajuns la vârsta asta în care îmi zicem să fim sănătoși, să fim, că în rest le facem pe toate. Nu știu, dar să știi că mă voi bucura și eu să-mi deschid cadou de Crăciun. Lasă-mă surprindă, dar trebuie să ne continuăm bucuriile. Nu putem să rămânem așa numai atârnați de pesimismul acestui an. Haide că se duce și 2020 ăsta, nu?